Acum 13,8 miliarde de ani în urmă, o explozie numită Big Bang a avut loc și a luat naștere Universul. Materie, energie și spațiu. Acestea sunt ingredientele Universului. Coborând spre Pământ, vezi sursele de energie. Soarele, apa, vântul și combustibilul fosil. Deși nu ne gândim la energie, cu toții știm ce este. Zi de zi simțim razele soarelui încălzindu-ne fețele. Curentul electric este magic. Este acea energie invizibilă ce face becurile să se aprindă și calculatoarele, televizoarele și cam toate lucrurile din lume să funcționeze. Din păcate, combustibilii fosili vor dispărea în timp, iar resursele de apă vor scădea dramatic. Ne vom putea baza pe energia solară și pe energia eoliană. Dar ce ne facem când soarele nu strălucește iar vântul nu suflă? Trebuie să găsim soluții de stocare și economisire a acestei energii. Scoate din priză toate aparatele electronice și electrocasnice dacă nu le folosești. Nu lăsa încărcătorul de telefon conectat atunci când nu îl utilizezi. Folosește electrocasnicele din clasa A. Ele au un randament mai mare pentru mai puțin wați. În afara casei instalează senzori de mișcare meniți să aprindă lumina numai atunci când aceștia detectează mișcare. Folosește instalații solare pe acoperiș. În timpul verii, instalația solară acoperă aproape 100% din necesarul de apă caldă. Folosește becuri economice. Înlocuiește becurile convenționale cu cele de tip LED. Energia se găsește în tot universul și îl menține în continuă mișcare. Până vom găsi o soluție să accesăm această sursă inepuizabilă de energie, trebuie să fim responsabili și să prețuim fiecare electron. Haideți să fim smart! Haideți să fim smart energy!